Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Gala Atypic Beauty Onești 2024. Festivalul istoric la Gura Văii. Motosportul Băcăuan, trofeul Valea Uzului. Primăria Municipiului Onești și Asociația Open Your Heart a organizat duminică 28 iulie, ora 19, în piața Catedralei, la gala Atypic Beauty Onești 2024 by Magda Coman, un eveniment emoționant care a transmis un mesaj puternic și anume, frumusețea e în noi, nu în aparențe. Duminică 28 iulie, de la ora 19, pe scena Atypic Beauty Onești au urcat 12 modele de viață extraordinare în fotoliu rulant și care au defilat alături de personalități locale din Onești și nu numai. Cosmina Păsărin a fost gazda acestui eveniment de neuitat, iar atmosfera a fost completată cu momente muzicale susținute de Alexandra Ungureanu și Emanuel Cârstea. Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la Atypic Beauty. Eu sunt Cosmina Păsărin și am deosebită plăcere de a fi gazda dumneavoastră. Haideți să-l aplaudăm împreună pe invitatul special al acestei seri, Emanuel Cârstea, căruia, bineînțeles, îi mulțumim pentru acest moment muzical excepțional. Doamnelor, domnilor, Atypic Beauty, cel mai emoționant eveniment de modă din România, se desfășoară pentru prima dată în Onești și ne bucurăm să vă avem alături de noi. Acest proiect sărbătorește diversitatea și vă va conduce în această seară într-o călătorie care promovează un mesaj puternic. Frumusețea este în noi, nu în aparențe. Modele cu dizabilități vor defila cu încredere și eleganță alături de personalități locale și ne vor prezenta creațiile remarcabile ale designerilor români. Vor aduce astfel un omagiu frumuseții care trece dincolo de dizabilitate și veți avea prilejul de a afla poveștile de viață ale unor oameni care ne inspiră. Ediția cu numărul 46 a evenimentului reprezintă continuarea unei mișcări ample pentru schimbare și ne dorim ca toți cei care se află alături de noi să dezvolte după încheierea evenimentului o perspectivă mai deschisă și mai empatică asupra lumii. Atypic Beauty vorbește despre redefinirea frumuseții și despre înlăturarea oricăror prejudecăți legate de ideea de dizabilitate. Cu un concept unic în România, proiectul a fost creat în anul 2013 de asociația Open Your Heart, înființată și condusă de Magda Coman, pe care o veți cunoaște în câteva clipe. De-a lungul celor 11 ani, fiecare ediție a încurajat acceptarea și incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități și a contribuit la crearea unei lumi în care fiecare persoană este privită cu respect și susținută în călătoria sa unică. Sunteți invitați să petreceți această seară alături de noi pentru a vă bucura de un eveniment unic în România, care va fi urmat de un super concert Alexandra Ungureanu. Prezentarea de modă va începe în câteva clipe și dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au oferit suportul necesar în organizarea evenimentului. Organizatorii Atypic Beauty sunt Asociația Open Your Heart și Primăria Municipiului Onești. Atypic Beauty beneficiază de fiecare dată de contribuția designerilor români și le mulțumim pentru tot suportul oferit. Creațiile vestimentare care vor fi prezentate pe podium poartă semnătura următoarelor branduri: L'Atelier Couture, Laliwear, Milo Revedere, Mihaela Androni Atelier, Tatien și Costis Atelier. În cadrul evenimentelor Atypic Beauty facem apel în fiecare an la oficialități și firme private pentru a se alătura în efortul nostru de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Rolul acestei inițiative este acela de a crește încrederea în sine a persoanelor cu dizabilități, stimulând astfel dorința de performanță și evoluție pe plan profesional. Așa cum vă spuneam cu câteva clipe în urmă, o voi invita chiar acum pe scenă pe cea care a organizat de fiecare dată cu multă atenție acest proiect. Scopul evenimentului a fost de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depinde modul său de a se deplasa. Atypic Beauty este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Un splendid weekend s-a încheiat la Gura Văii. Aflat la a treia ediție, festivalul istoric a adus în atenția publică perioada Primului Război Mondial. Au răspuns prezent Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I, Asociația Edelweiss Ast,
Asociația Culturală Tomis, Asociația Detectoriștilor Vrancea Eroică prin Mihai Andrei Hărăbor, Muzeul de Istorie Târgu Ocna prin Muzeograf Alin Radu, dar și primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Civotaru, Vasile Boboc, cel mai bun detectorist al județului Bacău, și-a scos la lumină 10 de soldați căzuți în luptă, partenerul media Acum TV Kit prin Lungu Valentina Daniela, Inspectoratul Județean de Jandarm Bacău, partener de mare nădejde, angajații Serviciului de Servire și Administrarea Domeniului Public și Privat, fără de care nu ar putea avea loc niciun eveniment public, dar și fotograful Claudiu Ștefănescu. Da, am schimbat locația, am hotărât că pentru Pătrășcan, pentru istoria Pătrășcanului, este unul dintre cele mai vechi sate atestate documentar, undeva la 1348. Pentru faptul că este și Monumentul Eroilor din Pătrășcani, am hotărât ca Festivalul Istoric, ediția a treia de anul acesta, care e dedicată Primului Război Mondial, să aibă loc în zona aceasta. O schimbare mai mult decât binevenită, locația extraordinar de generoasă și cu foarte, foarte multe posibilități. Am ales locația din mai multe considerente. Unul, pentru că avem utilitățile foarte, foarte aproape, iar imediat în proximitatea clădirii administrative din Pătrășcani există un teren intravilan-extravilan care arată destul de sălbatic. Se pretează pentru activitățile pe care le propunem publicului, scene de reenactment, lupte, simulări de lupte, prezentări de echipament de luptă specifice perioadei războaielor duse de România pentru întregirea neamului, și cred eu că va fi o locație de bun augur. E deschis spațiu larg, putem evita orice neplăceri, orice incidente pentru a respecta și legislația în vigoare. Că sunteți un împătimit al primului și al doilea război mondial, că sunteți un patriot, un mare iubitor de istorie, dovedeți faptele dumneavoastră, și când zic asta mă refer la întoarcerea acasă a eroului Turturică, știu că mai lucrați și la altceva. Avem mai multe proiecte pentru mandatul 2024-2028. Cred foarte mult că un popor care nu-și cunoaște istoria e sortit pieirii, iar noi, edili în funcție, avem obligația morală, dar și legală de altfel, ca să nu lăsăm să se șteargă praful pe istoria comunităților noastre în principal. E momentul să aducem la lumină adevărul, faptele de vitejie, să vorbim despre ce a fost în trecut, pentru ca noile generații să știe că dacă astăzi suntem un stat unitar, dacă suntem o Românie întreagă, cineva la momentul respectiv și-a dat viața, a suferit cu jertfa supremă. Văd că nu vorbiți despre ceea ce lucrați sau la ce lucrați. Știu că, mă rog, planurile nu s-au terminat, aveți planuri ambițioase și, de fapt, întreaga comunitate știe cât de mult iubiți istoria. Cetățenii Comunei Guravăi trebuie să știe că această comună nu e întâmplător, nu e bătă de vânt în istorie. Comuna Guravăi, râpile, gropile, așa cum se numeau înainte, e presărată de istorie frumoasă, de sacrificii, de oameni care au făcut fapte cu adevărat, fie pe fronturi, fie în comună, ca noi să fim astăzi această comunitate numită Guravăi, formată din cele 6 sate. Suntem o comunitate frumoasă, cu o istorie îndelungată, sat de Răzeși, dar și cu prezență de daci liberi în zonă, lucruri care trebuie scoase la lumină, care trebuie puse în valoare, astfel încât noi cei care trăim astăzi să știm, să conștientizăm că am fost dintotdeauna o comunitate frumoasă, o comunitate puternică, iar generațiile care vin niciodată să nu se rușineze de faptul că sunt din Guravăi. Ați organizat evenimente legate de, să zicem, antichitate, de primele așezări, să zicem, în zonă antice, și aici mă refer la carpi liberi, de perioadă medievală, și iată, acum suntem la primul război mondial. E, zic eu, normal să trecem prin toate perioadele istorice. Așa cum ați spus, am început cu perioada antică, există prezență de daci, de carpi liberi în zona noastră, nu mai departe zona Runcului e cunoscută istoric și atestată cu diverse așezări și descoperiri în acest sens. Medieval nu aveai cum să treci peste, pentru că ne uităm în Zare și e Borzeștiu, vorbim de Ștefan cel Mare și Răzeșii lui, iar puțin mai la dreapta e Măgura Cașin, Cojna,
și nu ai cum să treci peste perioada primului război mondial, pentru că monumentul eroilor de la Pătrășcan e plin cu nume care s-au jertfit în acest război. E oarecum firesc să trecem prin toate etapele acestea ca și cetățenii și copiii să cunoască lucrurile așa cum s-au întâmplat ele. E altfel să vezi pe viu istoria și să-ți rămână în minte o uniformă, o decorație, o armă, un stil de luptă, o poveste vitejească. Eu zic că lucrurile astea trebuie delimitate de festivismele obișnuite ale autorităților locale, știți, micii și berea. Da, și astea au rostul lor, unesc comunitatea, dar înainte de toate, ca să ajungi să fii o comunitate unită, trebuie să-ți cunoști trecutul. Da, pe final, domnule primar, o invitație către cei care ne urmăresc. De ce nu să vină la Gura Văii, să vadă Gura Văii, dar să vină și la evenimentele pe care le organizați, pentru că, de fapt, sunt lecții de istorie pe viu. Sunt evenimente pe care le organizăm cu, să știți, cu dificultate, sunt suportate din bugetul local, un buget destul de strâns al comunității, din taxele și impozitele cetățenilor, dar sunt evenimente care culturalizează, care învață. E o fel de lecție de istorie predată live, pe viu, care nu se uită repede și nu se repetă prea des, cel puțin la nivelul județului, din ce știu eu. Am invitat asociații de profil, asociații care au cunoștință în domeniu, sunt agreate fie de Casa Regală, fie de instituțiile statului cu aplicare spre istorie. Avem asociații de detectoriști, știți, detectoriștii sunt acele persoane care benevol merg prin zonele de război și găsesc diferite artefacte, vin la noi să ne prezinte ce au descoperit, ce au găsit. Avem muzee invitate. E clar că avem oameni cu expertiză în domeniu care să povestească despre lucruri și fapte care chiar s-au întâmplat. Așa că vă așteptăm la Gura Văii să învățăm împreună istorie pe viu. Și de data aceasta, un mare număr de copii au fost prezenți la lecțiile de istorie redate pe viu. Și alea pentru mine au cea mai mare valoare, istorică și sentimentală, da. Felicitări pentru ceea ce faceți. Aveți o estimare în... Nu știu câți ani aveți de când sunteți detectorist? Din 2012. Aveți vreo 12 ani în spate. Care ar fi cel mai drag obiect sau câte obiecte aveți, să zicem, găsite? Mai știți numărul? Mai știți șirul? Da, obiectele sunt foarte multe găsite. Le puteți vedea și în muzeii de istorie din țară. Sunt predate de mine la Târgu Ocna. Avem deschis un muzeu în aer liber la Dărmănești cu obiecte din primul război mondial, tot de mine descoperite în linia frontului de la Dărmănești, Valea Uzului. Deci se poate face ceva frumos cu obiectele respective. La 4 ani distanță de la prima sa prezență pe traseul dărmăneștean și implicit și prima victorie, Emil Ghinea s-a impus la finele trofeului Valea Uzului, stabilind totodată și noul record al traseului de aproape 3 km. Da, deschidem astăzi a 5-a ediție a Campionatului Național de Viteză în Coastă, la Dărmănești, bineînțeles, o ediție care o dedicăm bunului nostru prieten Adi Răspopa. Sigur, am văzut concurenți care prezenți astăzi la Dărmănești, care au venit și în etapele anterioare, dar și fețe noi, mașini puternice. Ne dorim foarte mult ca această ediție să se desfășoare perfect, să nu avem niciun fel de sincope, niciun fel de probleme și să câștige totdeauna cel mai bun. Iată că și anul acesta s-au înscris un mare număr de participanți. Câți anume sunt? Cel puțin din ce știu eu până la această oră avem 39 de competitori, de sportivi înscriși pe diverse categorii. Avem și o mașină electrică, da, cea mai puternică din branșă. Vremea, din ce știm noi, mâine și poimâine va fi superbă. Ce să zic? Astea vor fi zile de foc, curate la max, adrenalină și sigur invităm toți iubitorii de profil să vină la Dărmănești pentru că au ce vedea. Determină, din opinia noastră, domnule primar, o afluență mai mare de turiști. Credeți că, am remarcat că faceți în așa fel încât în fiecare weekend să aveți câte un eveniment, fiind oraș-stațiune, bine?
Sigur, aseară m-a sunat unul dintre sportivi și m-a rugat să-i găsesc o cazare și după ce am epuizat toată lista de telefoane cu cei care au spații de cazare, n-am reușit să rezolv problema și cu greu a reușit să-și găsească o cameră aseară la Slănic. Deci, înțeleg că toată zona, începând de la Moinești și până la Târgu Ocna și până la Slănic, e ocupată. De fiecare dată când avem un eveniment, fie raliu, fie festival de blues sau ce avem noi, locurile de cazare sunt cu mult timp înainte ocupate, rezervate, da. Asta înseamnă că Dărmăneștiu intră pe harta, să zicem, locațiilor de preferat, locațiilor de top, locațiile care atrag, atât prin evenimente cât și prin pitoresc. Să știți că avem evenimente multe în decursul anului și nu doar în timpul evenimentelor avem gradul de ocupare mare. În special românii au simțit gustul de pitoresc și de mâncare bună la Dărmănești, oameni extraordinari și ne vizitează aproape în fiecare săptămână. Avem unitățile de cazare ocupate, să zic, 90-95%. Nu pot să nu remarc, spus că mâncarea bună, nu pot să nu aduc în discuție un eveniment pe care poartă pe certificatul de naștere semnătura noastră și când zic asta mă refer la târgul gospodăriilor cu produse montane. Sigur că a fost o idee pe care am lăsat-o cu 8 ani în urmă și a prins foarte bine. Cred că acea flacără pe care am aprins-o în 2016 legat de încurajarea producătorilor locali de a-și vinde aceste produse fantastice a prins foarte bine, așa cum spuneam, și au foarte mulți clienți, vin și cer aproape de fiecare dată produsul pe care l-am mâncat atunci, în 2016, că este fantastic. Da, am încurajat această, să zic, comercializare, dacă putem spune, a produselor din gospodării, încurajare și lucrurile au crescut foarte mult de la nivelul anului 2016 până în prezent. Acei mici producători de atunci, astăzi chiar au niște ferme frumoase și și-au diversificat și produsele și producția. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc și o invitație, de ce nu să vină pe la Dărmănești, nu doar pentru acest eveniment, în general, să vină să viziteze și de ce să vină să viziteze? Vă invit să treceți prin Dărmănești, este o localitate super faină, îmi doresc să devină una dintre cele mai frumoase localități din țară și prezența dumneavoastră aici ne poate da un feedback, o încurajare. Așa cum spuneam, avem niște peisaje superbe, suntem localitatea cu cel mai pur aer din toată regiunea, cu cea mai bună apă și cu cei mai ospitalieri oameni. Șirul imbatabil al lui Octavian Ciovică din ultimile trei ediții ale trofeului Valea Uzului s-a încheiat duminică 28 iulie 2024, odată cu cele două manșe de concurs, ambele aparținându-lui Emil Ghinea, care devine matematic noul campion al categoriei 2 la viteză în coastă. Pentru mine, trofeul ăsta de la Valea Uzului înseamnă Adrian Răspopa, înseamnă prietenul meu și eu consider că toți suntem aici la start în memoria lui. Ați participat în fiecare an, pentru că totuși 5 ediții înseamnă ceva. Am participat, asta ar fi a 4-a ediție pentru mine. Din câte mi-aduc aminte, cred că eu am deschis, Adi atunci m-a sunat și m-a chemat, haide frate, cum zicea el, vino la etapa organizată de mine de la Valea Uzului. Cred că eu am deschis-o atunci, după aia am avut un an absență și am mai mers 2 ani, ăsta ar fi al 4-lea an. Cum a fost așa, dacă ar fi să caracterizăm, cum s-ar identifica această competiție în harta competițională din România? Părerea mea este că traseul este foarte, foarte tehnic, are și zone de viteză și zone tehnice, doar că singurul minus la care ar trebui lucrat și sper că ar putea să facă primăria de la Dărmănești, ar trebui asfaltat și puse glisiere stânga-dreapta și atunci eu zic că ar deveni una din etapele de referință dacă s-ar întâmpla treaba asta. Și cum eu, ca să zicem așa, ce v-ați propus pentru etapa din acest an, pentru ediția aceasta? Ce mi-am propus eu? Da. De obicei eu nu zic niciodată, nu fac pronostic când vine vorba de mine. Dacă totul e în regulă, se va termina așa cum îmi doresc eu. Și pentru mine etapa asta este o etapă la care am nevoie de puncte mai multe pentru a ieși campion național de viteză în coastă în clasamentul general. Pentru cei care ne urmăresc, o invitație la competiție, pentru că de ce nu poate să atragă și turiști? Poate să atragă turiști, orice competiție înseamnă turism.
Și eu cred că e o competiție frumoasă, am văzut că sunt 40 de mașini la start sau ceva de genul, deci turiștii sunt bineveniți, iar zona asta e superbă. E barajul de la Valea Uzului, e între munți, pădure, toată zona e foarte mișto. Deci reprezintă ingredientele unei rețete de succes, nu? Da, și eu mai cred că fiind singura etapă din Moldova din campionatul național de viteză în coastă, cel puțin oamenii din zonă, din Moldova, ar trebui să fie aici, alături de noi, cei care sunt pasionați de sportul ăsta și nu numai. Team Adi Răspopa continuă și în acest sezon munca începută de campionul și maestrul automobilismului sportiv românesc oneștean Adrian Răspopa. Și anul acesta la start s-au înscris un mare număr de sportivi, mulți dintre ei prieteni ai regretatului Adi Răspopa. E o plăcere pentru mine, eu sunt de aici în Drămănești, este absolut fantastic să se face aici încă o etapă. Anul trecut am lipsit, din motive tehnice, să zic așa, lipsul material de concurs. Anul ăsta am refăcut unul de la zero, mă bucur enorm că pot concura iar pe terenul de acasă, este super. Am auzit cuvinte de laudă, ca să zicem, la adresa traseului de aici din Drămănești, cu câteva sugestii, sfaturi. În opinia noastră, cum e, să zicem, acest traseu stabilit de autorități? E un traseu, în afară că e foarte frumos traseu, e foarte tehnic, nu avantajează neapărat mașinile foarte puternice, este foarte tehnic, avantajează mai mult dinamica mașinii și curajul pe niște viraje mascate. De fapt, aptitudinile, nu? Talentul? Talentul, da, toți care sunt aici sunt talentați cu siguranță, dar acolo unde sunt niște viraje mascate și ascunse pe care nu le știi, trebuie ceva curaj. Da. Până să vină Adi Răspova cu ideea să se organizeze acest eveniment aici la Drămănești, vă gândeați vreodată că Drămănești ar putea fi locația unui astfel de competiție? Pentru mine a fost un vis împlinit. Când am văzut prima oară comunicatul că se face aici o coastă, a fost ceva ce n-am crezut. L-am sunat pe Adi să-l întreb. E adevărat? E cu adevărat să întâmplă așa ceva? Pe traseu pe care se întâmplă cu asta, nu știu, de mic am fost pe acolo, m-am dat și cu sania și cu bicicleta. Și acolo mi-am dezvoltat și eu aptitudinile de a conduce și apoi de a pilota, iar o coastă aici la mine este absolut fantastic. O invitație pentru cei care ne urmăresc să vină să vadă Drămăneștiu și de ce să vină să vadă Drămăneștiu? Ce să zic, e încă obiectivă, da? E încă un loc, aș zice chiar virgin, dar nu e foarte populat, nu găsim aglomerație de Valea Prahovei, sunt multe locuri încă intime, sunt poienițe cu ghiocei, este un castel, un baraj, pădurea cade pe noi, atunci când sunt la București în țară 38-40 de grade, aici seara se ajunge la 20 de grade, nu știu, aventură și se descoperă natura pură, așa, fără o mie de vile și de parcări și de fântânițe și așa mai departe. Ne întoarce la competiție, care e, să zicem, pronosticul, la care sunt așteptările pe care ți le-ai propus? Așteptarea numărul 1 ar fi să fie exact ca anul trecut, să fie zero incidente, să nu toți piloții să termine cu bine, să vină cu bine evenimentul. Pentru mine n-am sezon complet în calendarul de coastă, sper să fac cel puțin același timp ca anul trecut, aș vrea un pic mai jos, recunosc, dar măcar timpul ăla, iar pentru restul colegilor să termine cu bine competiția. Ediția a 5-a a trofeului Valea Uzului, contând ca etapa campionatului național de viteză în coastă, este un eveniment organizat de Team Adi Răspopa și Rally Spirit Onești, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local al orașului Drămănești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 1 august, vremea se menține caldă. Maxima zilei va ajunge până la 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 11 grade Celsius. Vineri, 2 august, vremea continuă tendința de încălzire. Maxima zilei ajunge până la 34 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius. Sâmbătă, 3 august, vremea se menține caldă, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!